Vreau să zic și să vă aduc la cunoștință faptul că cântărețul și multiinstrumentistul Stevie Wonder spunea că muzica este o lume în sine, cu un limbaj pe care toți îl înțelegem. Iată de ce muzica este de nelipsit din această emisiune, pentru că ne este dragă tuturor. Iar pe această undă îl vom cunoaște în continuare și ne vom împrieteni cu tânărul interpret Vasile Sclifus, a cărui poveste o vom afla după ce ne cântă, cu mare drag, piesa Dorul de părinți. În atenția dumneavoastră, Vasile Sclifos. Am lăsat în lumea mare două chipuri lăcrămând și am plecat în depărtare, dar mereu îi port în gând. Nu cu cel sădit de tata când o grada ne umbrea, astăzi le păzește poarta și căsuța-n lipsa mea. Cât n-ar fi lumea de mare, dorul de părinți l-am, că nimic n-are valoare când îi văd la geam. După bani, după avere, toți aleargă și-am uitat că așteaptă mângâiere părinții din sat. Când dar inima îmi plânge, că știu sigur că li dor, n-am crezut că voi ajunge în țara străinilor. Pâinea cea de mama coaptă și apa de la izvor, ca pe vremuri mă așteaptă la căsuța copritor. Cât n-ar fi lumea de mare, dorul de părinți l-am, că nimic n-are valoare când îi văd la geam. După bani, după cafere, toți aleargă și-am uitat că așteaptă mângâiere părinții din sat. Vezi, lume, cum timpul zboară și mă trec și eu prin el. Nu vă scot din inimioară și n-am să vă uit de fel. Cum o vorbă veche spune, de ești sărac sau bogat, oriunde n-ai fi în lume, nu uiți de unde ai plecat. Cât n-ar fi lumea de mare, dorul de părinți l-am, că nimic n-are valoare când îi văd la geam. Bani după avere, toți aleargă și-am uitat că așteaptă mângâiere părinții din sat. Aplauze! Vasile, te invit să vii mai aproape de mine, să te faci comod pe canapea. Între timp, te salut cu mare drag, îți zic bună seara. Ba, bună seara! Bine v-am găsit! Cum te simți? Ești pentru prima dată la noi. Ia să-mi zici ce emoții te încearcă. Sunt emoții pozitive. Sper cu aceste emoții pozitive să pleci de la noi, finalizând acest interviu frumos. Ziceam și în intro că ne propunem să te cunoaștem, să-ți aflăm povestea, dar și să ne împrietenim cu tine, dat fiind faptul că te-ai decis să vii și ai dorit să vii la Tezaur TV. Inițial, până ajunge la această creație muzicală și la această haină video pe care am urmărit-o, la acest videoclip, la această poveste, vreau să aflu mai multe detalii inițial despre tine și să-mi zici de unde îți tragi rădăcinile, din ce familie vii, câți ați fost acasă și cum a fost copilăria ta? Sunt din satul Jucolteni, raionul Urhei. Așa, din apropiere. Da, din apropiere. De mic iubesc muzica. Suntem doi băieți și o fată la părinți. Fratele meu tot cântă. Ne tragem din rădăcine. Tatăl meu a cântat, a fost trompetist. Pe deci vremuri, cum era odată. Aveți tangențe muzicale, da, în da. Familie. Și de mic
am cântat la școală, când eram la concerte, la Casa de Cultură, acolo în sat la noi. Și după aceea, la petreceri private. Fratele tău, la fel, interpretează muzică populară? Da, și populară și ușoară. Numai că nu avem studii, suntem așa... Așa... Amatori de muzică. Am înțeles. De ce nu ai urmat studii în acest domeniu? Care a fost motivul? Și motive financiare, pe timpuri, cum era mai înainte. Acum lumea s-a mai modernizat, pleacă psihotare, face ceva bani, un altă. Da, asta a fost cauza. Sunt mai multe posibilități și sperăm că aceste posibilități să fie și în viitor, să nu se finalizeze aceste posibilități. Însă îți mai amintești când ai cântat pentru prima dată la un eveniment privat, câți ani aveai? Prima dată 14 ani. De 14 ani, da. 14 ani. Da. Da, a fost o pauză vreo 5 ani, să zic, de la 20 de ani până la vreo 25. A fost o pauză că am fost peste hotare vreo 5 ani de zile. Și o pauză a fost ca mărișoară. Dar cânti doar cu vocea sau posezi, ai învățat și un instrument muzical? Nu, doar cu vocea. Doar cu vocea cânt. Am înțeles. Când mergi la evenimente private, cu cine mergi? Aveți o echipă, sunteți o echipă deja formată, da, stabilă? Suntem vreo 7 băieți care instrumentiști. De-am cum la noi, moderatoare avem, solistă, tot cum trebuie. Am înțeles. Ce te-a motivat să-ți faci piese proprii? Ce te-a motivat să-ți creezi propriul repertoriu? Eu de mic copil visam la așa ceva, fiindcă părinții mei nu au avut posibilitatea să-mi ofere acest lucru, am decis să-mi ofer eu singur, să muncesc bani și să-mi ofer eu singur acest ce-mi doresc. Am înțeles. Cu cine ai muncit pentru prima piesă? Cum s-a întâmplat? Cum ți-ai luat inima în dinți? Adu-ți aminte acel moment când ți-ai luat inima în dinți și ai zis gata, eu apelez pentru text, apelez pentru melodie, pentru aranjament. Și cu cine ai muncit? Prima dată am colaborat cu domnul Mihai Măcaru. Așa. O piesă de stradă care... Deci mi-a adus și muzică succes. Ușoară. Da, și muzică ușoară. În această seară te descoperim doar cu muzica, da, populară. Și, tot o piesă despre mamă și care tot mi-a adus mult succes această piesă. Și după aceea am mai făcut vreo câteva tot de stradă, după care am stat eu și m-am gândit, m-am hotărât că de ce să nu fac și populară. Și asta e. Cu cine ai lucrat? Cu cine colaborezi? De exemplu, hai să vorbim despre piesa pe care am ascultat-o acum, vorbim despre piesa intitulată Dorul de părinți. Cu cine ai lucrat pentru realizarea ei? Piesa am lucrat cu Viorel Martin, un bun compozitor. El mi-a făcut și versul și melodia. După care m-am apelat la domnul Marcel Ștefăneț. Așa. Și dumnealui m-a ajutat cu orchestrația, cu orchestra Fluieraș. De-aia să-mi zici, în momentul în care ai apelat la Marcel Ștefăneț, aveai emoții? Foarte mari. Te gândeai că există probabilitatea să te refuze sau nu? Te-ai gândit la acest fapt? M-am gândit ca să mă refuze, fiindcă eu nu am studii și dumnealui mi-a spus așa, face numai că să trebuiască să luăm niște, măcar vă câteva ore de canto de făcut. Să... Deci înainte de a înregistra, da, da, ai făcut, da, niște ore de canto, cu, da, cine ai făcut orele, cu de canto? Doamna Cornelia, soția lui domn Marcel, care îi mulțumesc tare mult. Și îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine, m-a ajutat. Asta e. Am înțeles. Câte piese ai în repertoriu? Repertoriu cred că vreo 7 am. Doar de muzică populară sau ușoară? Populară, și... 2 populară și 5 ușoară. Deci totuși ai mai multe piese de muzică ușoară. Da, da. Am piesă. Cum te îngrijești de repertoriu? Care sunt acele criterii? În funcție de subiect sau cum îți alegi melodiile și textul? Păi, mă uit. Dorul de părinți, eu m-am gândit pentru părinții mei. Și am făcut această piesă, m-am adresat domnului Viorel Martin. I-am dat ideea cum. Și dumnealui m-a ajutat, ne-a făcut versul, melodia și... Mi-a zis, deci, Vasile, îți place sau nu? Mai mult în funcție de subiect. Da, da.
Da, am înțeles. Deci cam scump la vorbă, Vasile. Cred că așa eu. Sau vine cu faptul că nu ai multă experiență în interviuri și mai ai emoții. Ca să înțeleg, poate te fac să scap de emoții și ne vorbești mai mult. Într-adevăr, și emoții, dar așa e firea mea, să nu prea cu vorba. Bine, da, să știu că am un timp destinat acestui interviu, tocmai din acest considerent eu te voi exploata la maxim, îți voi da mai multe întrebări, astfel încât să aflăm mai multe despre tine. Un artist sau o persoană care își dorește să devină artist are nevoie de promovare. Tu cum te promovezi? Cum faci astfel încât piesele tale să ajungă la mai multă lume, videoclipurile tale să aibă mai multe vizualizări și tu să fii îndrăgit? Pe YouTube fac promovare, la televiziune și depinde. Am la petreceri private, când plecăm cu toată orchestra, cu toți băieții acolo când cântăm, acolo ne promovăm. Acolo îți cânti, da, piesele proprii. Da. Hai să vorbim și despre cine sunt actorii din acest videoclip pe care l-am urmărit. Aceștia sunt de la Casa de Cultură, de la Orhei. Am înțeles. Eu mă gândeam că sunt persoane apropiate a ție, mă gândeam că sunt membri ai familiei. Nu, când am filmat videoclipul, părinții mei nu s-au aflat atunci în țară. Și de aia am ales așa să fie, cum am ales oameni străini. În viitor, cu cine ți-ai mai dorit să colaborezi? În viitor tot cu domnul Marcel Ștefăneț. Deci rămâi fidel. Da, rămân tot cu el. Mi-a plăcut tot ce face și ca om, și ca muzician. Și de aia am ales cu dumnealui să lucrez tot timpul. Dar despre ce ți-ai mai dorit să cânti? Hai să vedem. Despre... Mama ai cântat-o, da. Părinții i-ai cântat. Ce subiecte mai ai în repertor? Despre ce ai mai cântat? Mai am despre dragoste, despre soție, o piesă și atât. Ceva. Dar despre ce ți-ai mai dorit să cânti? Care ar fi subiectele pe care ai vrea să le abordezi? Tot despre dragoste, vedere. Dragoste despre iubite, cum la noi, la Moldova. Da, dragostea este sentimentul cel mai descântat. Da. Și este motivul pieselor care prinde cel mai bine, cu siguranță. Dacă tot ai menționat tu de soție și văd că porți verighetă, înțeleg că ești căsătorit. Da, da. Zi-mi, te rog, ai și copii? Da, am un băiețel și o fetiță. Câți anișori au copiii tăi? Băiețelul 5 ani și fetița 5 luni. Mulți înainte să, da, trăiască! Mulțumim mult! Băiețelul ce-ți face? La grădiniță, acasă. El încă nu are tangențe muzicale? Încă nu... Îi place, nu, da. Nu îngână ceva? Nu încearcă și el să-ți urmeze meseria? Îmi știe toate piesele, le îngână de urma mea, dar... Asta vedem pe parcurs, e de mici, la toți le place. Dar pe urmă, de-am o vede cum o să fie. Cât de greu sau ușor se câștigă această pâine din această meserie? Această... Foarte greu se câștigă, trebuie să știe a lucra cu oamenii, cu lumea diferită la noi, la Moldova. Și nu numai la noi, dar peste tot. Și... Care au fost cele mai grele momente din activitatea ta artistică de până acum? Cele mai grele la petrecerile private, când plec, atunci... E cel mai greu. Trebuie să știi să lucrezi cu tot omul. Se întâmplă diferite, da, situații. Da, se întâmplă diferite, da. Dar care au fost cele mai fericite momente din cariera ta? Mai fericite? Atunci când lumea e toată mulțumită, tot e ok pe carte, cum trebuie să fie. Atunci e cel mai fericit moment. Se spune că cele mai bune lecții sunt lecțiile pe care viața ni le oferă, lecțiile care ni le dă viața. Care sunt lecțiile învățate de tine până acum? Lecțiile sunt că eu când am început să cânt, părinții mei nu au avut posibilitate să-mi ofere bani. Trebuie să mă duc eu singur să muncesc, să-mi cumpăr
vedem cum la alți băieți aveau apărătură, cum... Da, aveau tehnică. Da, da. Și asta e... A fost nevoie să plec scotare, am lucrat mulți ani. Am venit înapoi în Moldova și mi-am procurat cu banii mei proprii și am început să cânt pe la petreceri private. Ai înțeles că nimic în viață nu se oferă ușor? Sau totul are un preț? Da, e foarte corect. Nimic, când și nu muncești tu, nu-ți dă nimeni nimic. Da, Vasile, ia să-mi ziceți, mai amintești care au fost primii tăi bănuți făcuți de la evenimentele private? Uite, atunci când aveai 14 ani, cât câștigai tu? Pe atunci, pe timpul ceala, câte 20-30 de lei. Ce însemna această sumă pentru tine? Asta însemna că mă gândeam că am cei mai mulți bani din sat. Cel mai tare băiat din sat. Da, da. Ce să faci? Așa au fost timpurile. Pe urmă s-au mai schimbat. Cum ați ajuns să vă bucurați de solicitări la evenimentele private? Și care sunt acele calități de care e nevoie să le posede o formație, să le posede un taraf pentru a se bucura de solicitări? În primul rând, trebuie să fie totul pus la punct. Tot trebuie să fie organizat. Și să cânte bine, cred că. Și atunci este... Ce? Deci e vorba de responsabilitate și de program. Da, să-i da. Oferi publicului... De program. Să le oferi oaspeților ceea ce vor. Ca să-i pot satisface pe toți. Asta e. Ce mai așteptăm în viitorul apropiat de la interpretul Vasile Sclipos? O piesă de muzică ușoară. Tot este pentru nunțele noastre care se fac la moment. Și o să vedem parcurs care o să fie. Dar cum au reacționat cei care te cunosc când au văzut aceste videoclipuri, aceste realizări? Toți prietenii mei m-au îndrumat înspre bine. Tot ce faci e spre binele tău. Tot. Tu ai mulți prieteni, apropo? Am tare mulți. Tare mulți. Tare ești mulți. Unul dintre puținele persoane care în ziua de azi se poate lăuda. Poate sunt și răi, dar eu nu-i văd. Tot în spatele lor poate sunt și răi printre ei, că nu e om să nu aibă dușmani. Dar așa parcă toți sunt perfect. Dar pe ce se bazează o prietenie? O prietenie se bazează când cu un sfat. La greu te ajută cu un sfat, cu ceva, cu multe în viață. Și pe asta ne bazăm că toți prietenii mei m-au ajutat, chiar și cu vorbă și financiar, câteodată când au trebuit. Și asta mă bazez. E vorba de un ajutor reciproc. Da. Unde ți-ai dorit să ajungi? Ți-ai stabilit un apogeu? Ți-ai stabilit o idee fixă unde ți-ai dorit să ajungi? Nu. Așa cum sunt. Poate pe parcurs, pe an, pe an, o să vedem cum or să fie timpurile. Dar deocamdată mi-e bine așa cum este. Bine, dar în momentul în care crezi, nu ți dorești să te cunoască mai multă lume sau să ai un repertoriu vast, care este visul tău cel mai mare? Da, într-adevăr, aș dori și pe parcurs chiar mă gândesc că am să mai fac ceva piesă pentru public. Că asta e, dacă am început pe calea aceasta, trebuie să facem câte ceva. Altfel lumea te uită, nu te cunoaște. Bine, dar realizarea unor producții audio și video necesită anumite investiții. Da. Tare mult. Pentru a filma un videoclip, jur la 1000 de euro ajunge. Și într-adevăr, pentru aceștia bani trebuie să muncești. Ca cineva crede că ai filmat așa. E simplu. E simplu filmat și dar eu nu înțeleg că într-adevăr foarte multe investiții pentru un videoclip, pentru o piesă, pentru un aranjament, pentru toate trebuie investiții. Familia te susține în ceea ce faci? Nu-ți spună soția, vezi că cam iei prea mult din bugetul familiei. Nu, soția, eu am o soție care ține tare mult la mine, mă iubește și tot timpul mă susține în ceea ce fac eu. Și niciodată nu a spus că nu trebuie făcut.
n-am avut probleme de iese niciodată. Se bucură pentru realizările tale? Da, se bucură. Dar și... pe ce se bazează atunci o căsnicie reușită, o relație reușită? Se bazează când este dragoste, înțelegere și stimă reciproc. Te-am înțeles. Vasile, iată că timpul acordat interviul nostru s-a scurs încetişor. Eu îți mulțumesc pentru prezența în emisiune, îți doresc mult succes în continuare. Zic eu că și sper următoarea dată când ne revedem să fim mai vorbăreți. Pentru că a fost prima experiență aici la Tezaur TV, asta denotă faptul că te obișnuiești deja cu noi, da, da. Ne împrietenim încetişor și în momentul în care mai vii pe la noi să ne dai mai multe detalii din casă, să te autodepășești cumva, însă până atunci vom propune telespectatorilor să mai urmărească cea de-a doua piesă populară, de muzică populară din repertoriul tău. Vorbim despre Bătută de nuntă. Da. Cu cine ai lucrat pentru această bătută? Cu aceeași echipă? Tot cu aceeași echipă. Tot domnul Marcel Ștefăneț ne-a făcut aranjamentul și linia melodică tot dumnealui. Versurile au făcut o domnișoară de la Bălț, Laura Mogurean. Ea mi-a făcut versul. O știu pe Laura. Laura, apropo, tot a fost pe la Tezaur TV. Dumnezeu ne-a făcut versul. De ce Bătută de nuntă? Te-ai gândit să faci o piesă pentru? Pentru moldovenii noștri, pentru nunți. Pentru aș lăsa papucii jos și a dansa Bătută de nuntă, nu? Da, la orice eveniment privat. Foarte corect. Te-am înțeles. Îți mulțumesc, îți doresc o seară frumoasă, iar celor de acasă, evident că, dragilor, vreau să vă îndemn să urmărim Bătuta de nuntă a tânărului interpret Vasile Sclipos. Ram tiri 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 da, frumoasă cor am pornit. Ram tiri 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 da, am luat zestre de acasă. Ram tiri 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 da, să jucăm nuntă frumoasă. Ram tiri 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 da, ridicați paharele și uitați nevoile, că așa se petrece neamul, cântă și joacă tot anul. Dragi nănari să ne trăiți, ram tiri 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 da, vornișei ia chiuiți mă, să le fiți de soartă în viață. Ram tiri 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 da, mirilor să dați povață. Ram tiri 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 da, ridicați paharele și uitați nevoile, că așa se petrece neamul, cântă și joacă tot anul. Să-i mulțumim, ram tiri 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 da, datorită lor trăim. Ram tiri 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 da, pentru socrii să răsune. Ram tiri 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 da, muzică și voie bună. Ram tiri 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 da, ridicați paharele și uitați nevoile, că așa se petrece neamul, cântă și joacă tot anul. Oaspeți dragi, nu vă întristați, ram tiri 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 da, și paharele închinați. Ram tiri 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 da, Dumnezeu să vă păzească. Ram tiri 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 da, și iubirea să o zidească. Ram tiri 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 da, ridicați paharele și uitați nevoile, că așa se petrece neamul, cântă și joacă tot anul.